Vizitele Cozac, la inițiativă cui a fost? Vizitele Cozac a fost la inițiativă autorităților Republicii Moldova și a fost o oportunitate foarte bună să fie discutate toate problemele pe agenda bilateral. Și sunt foarte multe probleme pe agenda bilateral. E important că politica externă să fie bazată pe interesul național și nu pe interese ascunse sau interese personale, pentru că deseori se întâmplă și chestia aceasta, chiar și cu exporturi în Federația Rusă și dumneavoastră știți toată povestea aceasta. Dar a fost un prilej foarte bun să discutăm exporturile Republicii Moldova în Federația Rusă, spre exemplu, da? Că noi avem 19 poziții tarifare care nu sunt deschise, haideți să spunem așa, sau sunt închise pentru Republica Moldova. Și pentru producătorii noștri, pentru fermierii noștri, este o întrebare super importantă, pentru că asta este o piață de desfacere majoră pentru ei. Ați discutat rezultatul care? Noi nu am intrat în cadrul acestei vizite, nu am intrat în toate detaliile, da? Adică aceste probleme nu au fost discutate ca să ajungem la un numitor comun, dar cel puțin aceste probleme au fost abordate. Și asta a fost de fapt discuția care a fost bazată pe interesele majore a cetățenilor, a business-ului, a producătorilor și a Republicii Moldova. Și eu nu văd absolut nimic, nimic straniu în chestia aceasta. Pentru că a fost sau spre exemplu problema cetățenilor noștri care lucrează în Federația Rusă. Sau problema, spre exemplu, intrării în Federația Rusă. Dumneavoastră cunoașteți că acum se aplică o aplicație specială și tu trebuie să downloadezi certificatul anti-COVID, da, care trebuie să vină de la o agenție autorizată și iată, pentru Republica Moldova asta a fost o problemă foarte serioasă. Întâlnirea între domnul Cozac și doamna președinte Maia Sandu a durat mai mult de 2 ore. Mai puțin, pare mi-s că... După ce puțin așa... Noi cei din presă, nouă ni s-a părut că în jur de 2 ore a durat întâlnirea. Ați participat și dumneavoastră. Da, desigur. Iată, prima întrebare, cum credeți, cu ce mesaj a plecat domnul Cozac către Vladimir Putin după această întâlnire? Pentru că, la sigur, s-a dus și i-a raportat. Habar nu. Cam... Idee nu am și nici nu vreau să știu, sincer vorbim. Cum credeți? A mers și a spus că avem cu cine avut de a face? Și absolut nu este problema noastră și nu este problema mea. Important a fost să arătăm toate problemele care există în relația bilaterală, că e foarte important să le abordăm. Și să nu ascundem absolut nimic din această agendă bilaterală foarte dificilă. Și atunci cu ce... Toate aceste probleme au fost abordate... Atunci cu ce concluzie dumneavoastră ați ieșit de la această întâlnire? De fapt, după această vizită. Cu ce concluzie? Eu cred că există spațiu de negocieri pe probleme cheie, pe probleme majore și acest spațiu de negocieri trebuie să fie folosit în interesul cetățenilor Republicii Moldova. Cam asta a fost concluzia principală. Că știți cum, că nu este imposibil să lucrăm pe problema ridicării acestor bariere pe calea exporturilor noastre, că noi putem să facem mult pentru a îmbunătăți situația oamenilor noștri care lucrează în Federația Rusă cu retragerea sau distrugerea munițiilor pe loc. Este o problemă foarte importantă, dumneavoastră știți că acolo practic 10-11 tone de muniție. De Lacobasna, da. 10-11 tone de muniție care prezintă un pericol foarte serios pentru toate țările din regiune. Desigur că a fost abordată problema retragerii trupelor, adică toate problemele de pe agenda bilaterală și mie mi se pare că a fost un dialog util, după care tu înțelegi mult mai bine poziția interlocutorilor pe întregul spectru de aceste probleme. Și da, a fost discutată și posibilă vizită în Federația Rusă. Federația Rusă nu-și dorește rezolvarea problemei Transnistriene pentru că asta este o garanție că rachetele NATO nu ajung pe teritoriul Republicii Moldova, adică nu se apropie și mai tare de ei? Sau care este problema? E bună întrebare. Noi avem dialogul bilateral, dar cred că și aceasta este o problemă. Dar cel mai important lucru pentru Republica Moldova e ceea ce v-am zis la început. Că absolut toate părțile în acest format
care se numește 5+2, cu toate neajunsurile acestui format, pentru că el, de fapt, nu este eficient și deja 10 ani... Am avut această întrebare, da, deci îi cunoașteți, da, nu este eficient. O să vorbim despre asta separat, pentru că merită o abordare separată. Dar iată, și Federația Rusă recunoaște, și acest lucru este super important, că conflictul transnistrian trebuie să fie rezolvat pe baza suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova în hotarele ei internațional recunoscute.